Rezultatele pentru cei 2200 de absolvenți de liceu care s-au înscris la examenul de bacalaureat 2013 au fost postate la avizierele școlilor și pe site-ul Inspectoratului Școlar azi, în jurul amiezii. Din statisticile realizate la nivelul județului nostru, rezultă că promovabilitatea înainte de contestație este de 57,93%. Față de anul trecut, când promovabilitatea a fost de 42,92%, se observă o ușoară creștere. Procentul de promovare la nivelul județului Sălaj este mai mare și decât cel de la nivel național, care este de 55,4%. Șeful învățământului sălăjan, Gheorghe Bancea, a adus câteva lămuriri cu privire la diferența de procente de promovabilitate înregistrate anul anterior și anul acesta. La nivelul județului Sălaj, procentul de promovabilitate, ținând cont de promoția 2013 plus promoția anterioară, este de 57,93%, iar dacă separăm pe promoția 2013 și promoția anterioară, deci promoția 2013 avem un procent de 61,65%, iar promoția anterioară un procent de 34,32%. Aș vrea să vă mai aduc la cunoștință câteva date statistice. Deci au fost înscriși la examenul de bacalaureat din acest an 2451 de elevi. Prezenți au fost 2225, absenți 226 și 2 elevi eliminați din examen. Cu puțin timp înainte de afișarea rezultatelor, în jur de 100 de absolvenți ai Liceului Tehnologic Mihai Viteazu din Zalău nu aveau stare de liniște și emoțiile îi năpădiseră. În jurul orei 12 s-au afișat în sfârșit și rezultatele. După câteva clipe de înfrigurare, atât cât au consultat listele, elevii s-au dezlănțuit. Unii în strigăte de bucurie, alții în hohote de plâns. Hai să zic cât ai luat. Nu știu, 7,08. Da, foarte. Am crezut că n-am scos media. Dar e ok. Vrei să mergi mai departe la facultate? Da, la Baia Mare, la științe economice. 8. 6, 16, e foarte ok. Mie mi-a fost numai să le iau. Sunteți mulțumiți de not? Foarte mulțumiți. Nu știu, media, dar am la 5 la mate, 8,50 la română și 6,90 la geografie. Și te mulțumesc notele? Da, foarte mult. Contează că l-am luat. Da. Aici, la asistent, la poziceală. Da. A fost ok. Da, da, da. Da, la jandarm o să dau. Pentru unii dintre ei, notele de 6 și 7 la bacalaureat au fost mână cerească. Nu se așteptau să obțină aceste rezultate și nici nu au de gând să depună contestații.